aici am steaua pletoasă. Și îl coaseți cu fir de? Cu fir de mătase, așa. Este pieptul unei ii. Este cracă întreagă pe mijloc. Ajurele mici este păinjenelul. În părți și apoi în margine de tot câte o jumătate de cracă. Și puteți să-mi spuneți cum se obține această spărțire? Da, se face pe margine găurele simple, la mijloc găurele duble și apoi găurele simple. Se taie la capete, firele se taie și într-o parte și în cealaltă, se scot. Ținem un pic de rie, te rog. Și aici obțineți un păinjenel dublu? Da, este un păinjenel dublu. Imediat îți arăt și cum se lucrează. Deci broderia se obține din firele pânzei. Da, 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 exact. Nu e nimic aplicat? Nu. Mașinile de cusut, broderia, se lucrează totul manual. Nu poate realiza astfel de spărtură. Nu. Și așa am obținut un păinjenel. Și acum trec mai departe. Puteți să ne arătați cum numărați firele, cum faceți? Da, găurelele se fac pe 6 sau pe 8, pentru că în momentul în care se face păinjenelul, partea de sus, se împarte pe jumătate.